Regele și virginele moderne îndrăgostite. The King and the Modern Virgins in Love. Iubire mare mi-ai arătat de prima dată. Eu eram mai deștept. Acum îmi închipui ce delicii virgine mi-ai pregătit. Abia aștept. Amantia plină de decorații nobile se întind pe întregul piept. Numai un curtean să o aibă mai mare ori să fie mai deștept. În castelul construit de mine, cuvântul meu e unic lucru cert. Stau cu soția la masă, pun țara la cale, la un pahar de vin fiert. Domnișoarele virgine de la castel au un lucru veșnic concret. Să mă întrețină mereu tonusul, fizicul, ambientul, moralul inert. Să vină îndată al țării ministru de finanțe. Nu mai avem buget. Nu mai am cu ce plăti în alții dregători și eu sunt circumspect. Văd că bogăția unor supuși este mare față de al funcției antet. Trebuie să reglez toate veniturile nesimțite la modul perfect. Da, măria ta, aici sunt, știu care e voința, doar am și eu intelect. Să tai 3 sferturi la judecători, dacă considerați acest aspect. De tai 2/3 și la procurori, cred că ne încadrăm perfect. Să nu se supere nimeni, o să mărim cu minus, tot ca la paș 8. Bine, ministre, dar te avizez. Trebuie să-mi zugrăvesc castelul cu glet și lavabil de cea mai bună calitate și să repar rastelul cu armele de vânătoare până nu-mi fac dușmanii mei felul. Că uite, le țin încărcate cu muniție și pe pian nu sunt genul. Trebuie să fiu exemplu bun supușilor mei și de organizare. Nu să zac în mizerie, dezordine, așa cum zice și vrea fiecare. Da, sire, am înțeles. Creștem negativ pensiile după verificare. Armata să cumpere mai puține gloanțe și haine de purtare.
poliția să mai renunțe la concediile, la munte și de la mare. Desființăm specialele. Adio la 50 de ani pensionare. Și așa, lucrul în fabrici și în uzine e pentru destinele amare. Pentru mine, tot ce îmi ordonați e chiar o mare provocare. Bine, m-am hotărât, contabile, așa vei face. Mai vii în ianuarie. Să vină la mine, dar repede, ministrul justiției, în pas grăbit. Aici eram, Doamne, împărate, dar să intru nu am îndrăznit. Șezi la masă, servește-te. Cu tine am ceva delicat de vorbit. Am hotărât să grațiez câțiva ognași, jude. Bine că ai venit. De ziua mea vreau să spun poporului că e cam greu obidit. De o mână de boieri, moșieri și burghezi, iar eu m-am ofilit. N-au mai nimic săracii mei supuși. N-au nici lumină de citit. N-au pe masă pâine, lapte, carne, ouă, vin, nici țuică de pilit. Eu vreau un popor prosper, sănătos, nu slab și rău afanisit. Bărbați jalnici, ca brazii și femei faine, harnice, bune de iubit. Nu oameni bolnavi, cobză, slabi, înfometați, veșnic nehrăniți. Sau hoți și criminali, ocnași, proxeneți și tot felul de bandiți. Nu vreau să mai văd clanuri conduse, protejate de acoliți. Nici noi victime ale sistemului juridic parazitat de neșcoliți. Tu, ministrule al justiției, plecând de la mine, ce ai de gând? Nu vreau boceli, cuvinte goale și să nu te ții de legământ. Sire, eu am iubit pe oameni de când sunt pe acest pământ. Da, grațiere de ziua ta, Doamne, este un semn sacru, sfânt. Scoate pe deținuții îndreptați din ognele mari și sărate, unde nu ai nici loc să stai pe scaun, ci numai pe spate. Fă lista cu voia măriei tale și le voi redacta eu pe toate. Dar fără supărare, pentru mâncare, ministrul agriculturii.
Îți va spune el direct cum faci ca toți să aibă deleguri. Iar clanurile toate vor dispare și vor da mandrele urii pe posturi bune de cerșetori în occidentalele landuri. Iar de vrei un popor sănătos, cheamă ministrul sănătății. El a pus în țară bazele medicinii, care este paznicul vieții. Eu am încercat să fiu paznicul legilor tale și al dreptății. Nu am căderea să te îndrum unde profesioniști sunt alții. Bine jude, ministru, îmi place vorba ta. Vei primi lista mea. Restul te ocup tu. Mie să-mi spui cum, când voi decreta. Ministrul de război să vină la mine. Dacă mai vreau o stea. Sunt pus pe fapte mari. De rege iubitor, nu e deloc aieve. Sire, ministrul agriculturii cere să intre în audiența regală. Să intre. Să vezi ce mutră face. Și ăsta, că am cămara goală. Și poporul meu, veșnic, e mereu înfometat sau stă pe oală. Când nesimțiții speciali, giftuiți, muncesc într-o doară. Intră, ministrule agricol, cum facem să hrănim poporul? Îi povestim de molime și îl mințim din nou cu televizorul. Îi punem să poarte mască, să facă curat cu aspiratorul. Îi punem să se izoleze în bordeele mici cu calculatorul. După 3 luni, le dăm un pic de libertate prin grădină, cât să se ducă la muncă și să robotească o zi lumină. Economia să pornească, noi să nu mai stăm în beznă. Să avem din nou noi speciale mari și pensia nesimțită. Căci dacă vor mai sta în izolare și nemuncă toți așa acasă, ne vom trezi toți torționarii abuzivi în cursa periculoasă. Că nu mai avem deloc ce aduce acasă și pune pe masă. Deși ne-am prezervat aceste drepturi cu forța odioasă.
Gata. Înțeleg, ministrule agricol. Tu dai vina pe securiști. Că sunt ba torționari, ba portocali, ba acum foarte triști. Și că susțin din umbră bandele criminale și de găști. Ce fac legea în comitate cu fața toată acoperită cu măști. Bine, agricultură, crezi că trebuie să mai cumpăr grâu? Sau să pun virginele de la palat să muncească la greu? Eu nu am de gând să fiu părăsit de femei ca un leu. Am fetele mele speciale, spălate, educate, virgine și eu. Nu e așa agricultură. Acum că plouă continuu, fără oprire. Îmi crește și mie ratingul. Așa, numai dintr-o privire. Căci virginele dornice, ba de sex, ba de repede mărire, îți spun în față, rege, să nu ai parte de o mică otrăvire. M-am supărat pe ele și le-am dăruit, derutat și grăbit. Scule de top, de la sex shop, instrumente de auto iubit. Deși prea fericitul pus de mine nu prea le-a proslăvit. El însuși se pare la virginele experte nu prea fericit. Și sire, ce mai stai acum? Trimite la Pasternak, la cules. Pe toți supușii care nu vă iubesc și nu mai au de ales. Nu mai ai timp de poveștile cu stai acasă, bineînțeles. Găsești iarna alte virgine în sat dacă îți pui un fes. Păi măi, agricultură, eu vreau mâncare, ori n-ai înțeles. Nu vreau numai virgine care fac sex după interes. Mâncare o să ai destulă pentru fiecare om din țară. Eu nu te mai rețin, sire, dar îți spun însă a doua oară. Dacă supușii tăi, săracii, nu mai au pâine de mâncat, dă-le să pape cozonaci cu banii scoși la bancomat. Împărate, a venit și ministrul sănătății. Îl primești? E slab săracul. Parcă are gripă și casă în Giulești. Ce să mai poată spune această figură de povești? Când de la siguranță deja
ați primit reale vești. Zi, doctore ministru, tu știi că pun bază pe voi să scăpați țara de gripe, boli grave și noroi. Dar nu numai, mâncând ceapă, slană și usturoi. De aia am cheltuit eu averi și banii mușuroi. Măria ta, eu am poțiunea magică, soluția perfectă. Chiar dacă e cam abuzivă, ca să nu spun abjectă. Închidem toate granițele și școli, teatre, operetă. Închidem și pe supuși, la neveste sau la o majoretă. Și toți care rămân pe străzi, îi strângem cu spahii și îi deportăm pe toți grămezi pe insula fericirii. Fără acte, fără bunuri și fără drept de întoarceri. Și am scăpat așa de toți cei care ne fac deranjuri. Măria ta, cu cei dragi și suitele regale divine au pregătite cazinouri pline ochi de virgine. La alegere sunt gata chiar și iape înrăvașe, crescute de mici cu lapte de capră și moașe.